Părintele Teodor Damian, profesor la Metropolitan College of New York, a primit astăzi titlul de doctor honoris causa al Universității Bioterra din București. Evenimentul a avut loc în aula magna universității, în prezența Senatului Instituției de Învățământ, a autorităților de stat și a numeroase personalități ale vieții culturale. Este important pentru unul plecat de aproape 30 de ani să aibă o astfel de confirmare a muncii, în cazul meu peste ocean, în comunitatea academică americană și internațională și în comunitatea românească din New York în special, din America în general. Validarea care s-a petrecut aici, într-un fel, este validarea unității noastre de credință întru valorile culturii și spiritualității pur românești, acolo departe de țară. Am participat la festivitatea decernării titlului de doctor honoris causa părintelui profesor Teodor Damian de la New York și am transmis din partea întâi stătătorului bisericii noastre, pe fericitul părinte patriarh Daniel, un mesaj de felicitare și de binecuvântare pentru acest moment, dar și pentru activitatea pe care preacucernicia sa o depune în diaspora românească, în calitate de slujitor al altarului, dar și de promotor al spiritualității ortodoxe românești. Laudațiu a fost rostit de către prorectorul Universității, Nicol Atudosiei, iar moderatorul evenimentului a fost președintele Senatului Universității Bioterra, Ioan Gâvdeac. Aceștia sunt cei care merită tot respectul nostru. Astăzi sperăm să mai adăugăm o floare sau o stea la constelația aceasta a celor pe care noi îi sărbătorim și pe care îi apreciem atât de mult, spre binele acelor persoane, din punct de vedere profesional, științific, ca și realizare și împlinire, dar și spre binele României, spre binele mediului academic universitar general românesc. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, și-a arătat aprecierea față de contribuția părintelui Teodor Damian la dezvoltarea culturii românești din diaspora. Teolog și filozof, o personalitate recunoscută, care într-adevăr face lumină printre românii din America și de acolo, de la New York, poposește aici, aducând opera sa, aducând cu personalitatea sa această demnitate românească. Părintele Teodor Damian s-a stabilit în Statele Unite încă din anul 1988. Poet, teolog, profesor universitar, eseist de inspirație creștin-ortodoxă, părintele s-a afirmat ca un promotor al culturii creștine românești de peste ocean.